Care sunt motivele din spatele acestui blestem? Am luat această decizie să arunc o vrajă de magie neagră asupra lor, pentru că corupția este foarte mare. S-a distrus această țară, au furat foarte mult. Ce nu se va ține de cuvânt? Ce nu se va ține de vraja și de scântecele noastre să se îndepărteze de la putere. Sunt politicieni care vin să vă ceară ajutor? Sunt mulți politicieni care au rămas impotenți și au venit la mine de le-am dezlegat. Marea problemă la politicieni e impotența, să știu. Și beții. Ținută și de alți vraci din Statele Unite, care va intra în curând în transmisiune directă cu noi. Hello? Gătit pentru ritualul meu pentru a mă sisua. O arunca asupra guvernului român. Amin. În ritual, deși e un ritual de magie neagră. Ca să ne protejăm noi pe noi. Și atunci, la sfârșit, imediat ce am spus cuvintele magice care sunt sorocite cu diavolul, trebuie să aducem și binecuvântarea. Oamenii din politic care sunt aici, în descântecul meu, vor cădea la pat dacă nu se vor ține de cuvânt, dea corupția la o parte din această țară. Amin. Mihaela Minca claims to be the most powerful witch in Europe. Back in 2016, she made a political prediction that Romanian politics was going to burn. Soon after, the country exploded into some of the biggest protests since the fall of communism, with up to 500,000 people taking to the streets. Corupți care o să calce peste apa. Cei care vor avea în continuare gânduri rele pentru România, bineînțeles că vor fi afectați. Dar funcționează blestemul și asupra oamenilor care nu cred? Da, bineînțeles. Doamne ajută! Cruce din cruce făcută! Ritualurile noastre magice să fie aruncate peste oamenii politici din România și din Europa, vraja de magie neagră să îi afecteze. Aruncă apa ce-a rămas. Doamne ajută, așa să fie. Amin. Haideți. Since Mihaela cursed the gates of the parliament, some strange things did happen. The unpopular former minister of justice, Tudorel Toader, allegedly suffered a stroke, and Liviu Dragnea, the leader of the ruling party, was sentenced to jail only 2 days after the curse was completed. If you see it as a form of protest and you take into account all of the attention that it draws towards this problem that we've been fighting for